Dimineața, bine ați venit la conferința de presă săptămânală. În primul rând, un lucru important care s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute a fost aprobat la guvern planul urbanist general al municipiului Suceava. Iată că, după un drum, după 5 ani de zile, un drum lung și obositor, având în vedere faptul că au fost foarte multe modificări la legea urbanismului, am reușit în cele din urmă să ajungem la capătul planul urbanistic general. Mai este nevoie să intrăm în Consiliul Local și să stabilim data la care intre în vigoare. Sigur, așteptăm să vedem această hotărâre în monitorul oficial, încă nu a apărut, după care vom face o ședință de Consiliul Local în care vom stabili data de intrare în vigoare. Este un lucru foarte important, actualizarea planului urbanistic general și cu GIS urban pe care îl avem și va fi finalizat până prin luna septembrie, să, cu aceste două instrumente, vom putea lucra mult mai bine pe partea de urbanism, acolo unde sunt multe discuții, sunt multe presiuni, nu numai la noi, peste tot în țară, dar iată că avem aceste două instrumente, planul urbanistic general reactualizat și GIS urban, ne va veni mult mai ușor să lucrăm pe partea de urbanism și cetățenii vor avea posibilitatea să intre online, să vadă exact în anumite zone, care e regimul de înălțime, care e cutul, care e potul, ce se poate construi și așa mai departe. Deci, mă bucur faptul că am ajuns la capăt cu acest plan urbanistic general, care este destul de complicat de aprobat. În altă ordine de idei, urma ședinței hotărârii Comitetului Județean pentru situații de urgență din 22.05.2023, cu referire la alunicări de teren în zona Zamca, Inspectoratul de Stat în Construcții a trimis o adresă primăria municipiului Suceava, din care în mare revin în următoarele atribuții municipalității. Efectuarea în regim de urgență a unei expertize tehnice la cerința rezistență mecanică stabilitate cu forajul de minim 20 de metri între cantina și terenul de sport în curtea liceului Philadelphia. Acolo expertul a avut o expertiză, el spune cumva pe niște, mă rog, evaluări aproximative, ca atare impune primării, vom face acest lucru, ca în curtea liceului să facem niște forări de minim 20 de metri între cantină și terenul de sport. Realizarea unui studiu aprofundat pentru tot versantul, stabilirea unor soluții de consolidare locale. La fel, construcții cu regim de înălțime mai mare de P+2E, amblasat pe versant, se impune un sistem de fundare indirectă pe piloți forați. La fel, la lucrările de excavații care urmează să realizeze versanți, să se execute în baza unui proiect geotehnic verificat la cerința fundamentală, rezistență mecanică și stabilitate. Sigur, vom face aceste studii, vom respecta aceste indicatori a Inspectoratului de Stat în Construcții. Deocamdată nu se pronunță nici inspectoratul, nici expertiza, mă rog, în ideea stopării construcției pe versant, încărcării versantului, dar vin cu aceste lucruri foarte exacte. La construcții de regim de înălțime P+2E se impune un sistem de fundare indirectă cu piloți forați, mă rog, ca să fie o consolidare cât mai bună. Și la fel, studii geotehnice aprofundate cu cerința fundamentală, sigur, termeni tehnici, rezistență mecanică și stabilitate. Vom face aceste expertize care cere Inspectoratul de Stat în Construcție în baza ședinței Comitetului Județean pentru situații de urgență din data 22.05 și sperăm să reușim să stabilizăm lucrurile acolo în zonă. Cât privește acel proiect pe care l-am dat, mă rog, l-am anunțat și el practic este într-o dezbatere publică, realizarea de fațade cu plante verzi, cu plante naturale, fațade verzi cu plante naturale. Da, am avut discuții aici, am avut discuții cu președinții Asociației de Proprietari. Sigur că au venit și au spus că unii locatari nu sunt de acord. Tocmai de aceea am, și aici nu este, din nou, noi, o mofta meu, nu inițiativa mea, arhitecții din Comisia de Estetică a Consiliului Local au propus acest lucru. Tocmai de aceea vom avea discuții săptămâna viitoare, voi participa personal la adunarea generală a proprietarilor în cele două asociații în zona centrală, care conțin aceste blocuri, să vedem punctul lor de vedere. Sigur că ultimul cuvânt îl au dumnealor. Dacă dumnealor nu vor să facem aceste fațade cu plante naturale, asta e situația. Dar vreau să merg la fața locului, să-i explicăm foarte clar că nu au nicio responsabilitate în plus, nu au nicio cheltuială în plus. Așa cum am spus, și să răspundem la întrebări, vor merge la aceste dezbateri și proiectanții.
legat de igrasie și mai departe. Este prevăzut un sistem de ventilație între perete și aceste plante naturale. La fel, modalitatea de udare prin sistem de picătură, la fel un sistem automat, nu au nicio treabă, proprietarii nu au niciun atribut în întreținerea acelei spații verzi. Faptul că se pun plante naturale care rezistă la o temperatură de minus 20 de grade și așa mai departe. Vom avea discuții să le clarificăm la fața locului, în așa fel încât încercăm să convingem proprietarii că este un proiect bun. Repet, ultimul cuvânt la proprietarii, sigur nu putem să mergem împotriva voinței lor. Dar în urma discuției pe care le-am avut, a clarificărilor la care au răspuns proiectanții care au fost de față la această discuție cu președinții asociației de proprietari, eu zic că o parte din lucruri s-au clarificat, dar vor merge la fața locului și voi merge personal să vedem punctul de vedere al proprietarilor. Am spus că, ca studiu de caz, deja la Craiova se lucrează în acest sens, au făcut niște fațade de pereți cu plante naturale, nu mai spun în țările din Occident, unde la fel se întâmplă acest lucru de mai mult timp. Un proiect important care l-am aprobat în Consiliul Local este vorba de indicatorii tehnico-economici la creșterea eficienței energetice a clădirii la școala gimnazială numărul 10, valoarea totală a investiției 9.356.067.03, din care construcții montaj 7.408.668.75. Sigur că școala numărul 10 cunoaște transformare în bine, ca majoritatea școlilor sau ca toate școlile din orașul nostru, așa cum știi, acolo s-au făcut lucrări de mansardare, care s-au finalizat acum 2 ani de zile. În acest moment se lucrează foarte bine la sala de sport și sunt convins că la începerea anului școlar va fi dată în funcțiune. Iată că vine și cu acest proiect de reabilitare eficiență energetică. Aici fac o paranteză, am avut discuții, am fost la cursul festiv la Colegiul Mihai Eminescu, am avut discuții cu doamna director de acolo pe această temă punctuală a implementării proiectului de eficiență energetică la Colegiul Național Mihai Eminescu. Am discutat niște principii, urmează că am trebuit să merg efectiv până la școală, să stabilim exact cum se organizează școala pentru a putea implementa acest proiect. Așa cum am spus, nu se pune problema de a se muta în altă parte. Trebuie să găsească, să valorifice spațiile pe care le-a dispoziție, acele internate, fosta grădiniță și așa mai departe, încât să putem implementa proiectul. O veste bună, am putea spune, începe să apară normalitate în ceea ce privește prețul la gaze, la energie electrică și la gaze naturale. Am negociat săptămâna trecută cu cei de la E.ON Energiei România S.A. noile prețuri la energie electrică și la gaze naturale. La energie electrică avem 3 tipuri de preț. Pe timp de noapte, deci la 3.044,45 de lei, la 1.030 lei pe megavatul, reducere cu 66,2%. Pe timp de zi, la 4.927,2 la 1.410 lei pe megavatul, reducere de 71,4%. Preț de furnizare energie electrică la celelalte locuri de consum, de la 3.748,64 lei pe megavat, la 1.120 lei pe megavat, o reducere cu 70,2%. Și la gaze naturale, prețul de furnizare de la 716,74 lei la 350 de lei, o reducere cu 51,2%. Aceste tarife intră în vigoare începând cu data de 1.06.2023. Da. A fost licitația la Rota Panoramică ieri, din păcate la fel nu s-a depus nicio ofertă, dar măcar s-a interesat cineva de această problemă, care au fost observații, noi am pus în caietă de sarcini 250 de zile. A spus că trebuie pus în caietă de sarcini măcar 400 de zile, termenul de realizare a proiectului, pentru că un an de zile durează să fie fabricată acolo unde se va face ea, în Italia, în Turcia, în alte părți, iar 40 zile sunt necesare pentru montarea ei. Deci vom colecta aceste date, vom pune peste 400 zile de termenul de realizare a proiectului, pentru că în 250 zile nu se poate face. Da, o să mai avem o discuție, o să mai consultăm și, eu știu, profesioniști în domeniu, să mai verificăm alte indicatori, dar nu s-au plâns de indicatori, s-au plâns de această, mă rog, perioadă care este prea scurtă de 8 luni față de ce vor ei un an cât se fabrică și 40 zile pentru montaj.
Cât mai repede. Dacă l-am terminat. Mulțumesc. Răspundem întrebări la urmă. Da, nu pot să spun decât felicitări Foresta Suceava. Așa cum se știe, primăria municipiului Suceava sprijină sportul sucevean. Din 19 ani, când sunt primarul municipiului Suceava, s-au dat sume consistente de bani la fotbal și la handbal sau la handbal și la fotbal. Mă rugă faptul că handbalul și-a revenit de ultima sută și au încheiat foarte bine în Cupa României. Sper să facă o figură frumoasă și la campionatul universitar european. Cât privește fotbalul, felicitări Foresta pentru calificarea în finala, mă rog, promovării, barajul, în finala barajului de promovare în Liga a doua. La fel, eu în primul rând aici sunt un iubitor de sport, un iubitor de fotbal. Ne-aș dori din toată inima, nu din punct de vedere electoral. Vă spun cinstit și nu facem aici simpozioane. La fotbal nu se câștigă electoral. Dacă azi bate echipa e bine, dacă mâine ia bătaie, primarul e de vină. Deci nu e nicio problemă electorală. Dar ca iubitor de fotbal, sau în primul rând pentru oamenii care iubesc fotbalul din Suceava, ne-aș dori ca Foresta să promoveze. Tocmai de aceea m-am implicat și, așa cum am spus, primăria municipiului Suceava pune la dispoziție 10 autobuze din sponsorizări. Le avem 10 autobuze, autocare, le avem pregătite. În această dimineață am avut o discuție cu responsabila conducerea clubului. Până în prezent sunt 25 de solicitări de a merge la Piatra Neamț. Părerea mea personală că acest lucru se va decide cel mai probabil în cursul zilei de sâmbătă, când va avea loc primul meci între Foresta Suceava și Ceahlău. Dar, Doamne, să fie un meci bun, să fie un rezultat bun care să ne dea șanse de calificare și sunt convins că dacă vor rămâne aceste șanse de calificare, va fi miză mare și vor merge mult mai mulți la Piatra Neamț. Deci primăria ține cuvântul, avem din sponsorizări pregătite 10 autobuze să le punem la dispoziție. Am discutat cu primarul la Piatra Neamț, l-am pus în temă că vrem să venim o delegație mai mare, să, mă rog, fie fair play, la fel cum și noi vom fi cu dânsi când vin aici acasă la Suceava. Deci, mult succes Foresta, văd fel de fel de comentarii, că primăria nu-și dorește, că nu știu cine a spus la televizor, primăria nu dă bani, lucruri total neadevărate. 2.300.000 de lei niciodată nu a fost un buget atât de mare la fotbal ca în acest an. Deci, eu sper din tot sufletul și, repet, în primul rând, pentru iubitorii de fotbal din orașul nostru, Foresta să promoveze în Liga a doua. Le doresc mult succes, să ținem pumne și, bineînțeles, că voi participa la aceste meciuri. Da, azi la ora 13 vă invit la inaugurarea ștandului municipal. Am reușit în cele din lucru, un lucru bun, spun eu, să facem o parcare confortabilă la fosta pistă de role. Este proprietar acolo statul român. Noi am inițiat niște acte normative să trecem noi în proprietatea acestei suprafețe de teren de acolo. Deci este la fosta pistă de role în care proprietarul este statul român. Este o parcare generoasă în care nu e marcată, că încă nu avem, mă rog, documentația în totalitate pe ea, n-am făcut doar inventarierea, dar eu în cap, părerea mea, puțin 100 de mașini au capacitate de parcare în acea zonă, care eu să vrea să meargă la prânz, o să vadă acest lucru. La fel de important, de la această pistă de role, pe marginea digului, până la intrarea la strand, este un trotuar, o alee de 250 de metri. Nu avem altă soluție, nu e enorm de mult, la mare, când mergi la plajă, mergi 200-300 de metri pe jos, asta e realitatea. La fel de important, am suplimentat mijloace de transport pe linia 5 în mod special, dacă până acum mergeau din 20 în 20 de minute, de această dată merg din 15 în 15 minute, începând de ziua de mâine, când va avea loc deschiderea ștrandului pentru, mă rog, toți sucevenii. Așa cum am anunțat, pe data din 1 iunie și 2 iunie, intrarea la ștrand este gratuită. O să vedeți la fața locului, eu îmi permis să spun că a ieșit o lucrare reușită, un ștrand modern, dar sper să-l constate sucevenii și dumneavoastră astăzi la ora 13. Deci, ca atare, cine dorește, vă așteptăm la ora 13 la inaugurarea ștrandului municipal. Mulțumesc dacă mai aveți dumneavoastră întrebări. Nu. Azi se face inaugurarea și atât. De mâine dimineață este deschis pentru toată lumea. Ce program va fi? La ora 10, la ora 20, spun bine, la 20, până la 8 seara. Domnul primar, da. În condițiile în care proiectul ăsta cu roata panoramică, da, nu are ofertanți, în ce măsură mai este valabilă cealaltă parte cu funicularul? Dar n-au nimic una cu alta.
Absolut nimic la una cu alta. Funicularul, deci când proiectul cu cetatea și cu funicularul a pornit la drum de acum 2-3 ani zile când a fost dat terenul la cetate, ideea cu roata a venit mai târziu. Sunt două proiecte independente. Acela va fi finanțat cu fonduri europene, roata panoramică cu fonduri proprii. Eu totdeauna am fost optimist, sper că în cele din urmă să rezolvăm și problema cu roata panoramică. Asta este situația, nu avem ce face, mergem înainte. Dacă mai sunt întrebări, dacă nu mai sunt, vă doresc o zi bună.